Spiru Haret a fost nu doar un respectat om de știință, ci și ministru al instrucțiunii publice, dar mai presus de toate este cel care a reformat învățământul românesc. Făcând din școală preocuparea sa de căpătâi, el este numit în mai multe funcții: inspector general, secretar general al Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Publice, apoi de 3 ori ministru. În această calitate a condus reforma învățământului secundar și superior din 1898, înființând cele 3 secțiuni ale claselor 5-8, clasică, modernă și reală. Legea din 1898 a instituit certificatul de absolvire, bacalaureatul, și a stimulat metode noi în predarea tuturor disciplinelor, profesorii fiind numiți în funcție de valoare. Un an mai târziu, Spiru Haret a propus spre votare o lege a învățământului profesional, cu planuri de instrucții și statute speciale pentru școlile de artă și meșteșuguri, liceele militare și seminarele teologice. Pentru a da învățătorilor o pregătire adecvată, a reorganizat școlile normale. În programe au fost introduse lucrările practice agricole, considerându-se că învățătorul trebuie să fie sătean el însuși și, prin urmare, să păstreze iubirea pământului și deprinderea de a-l lucra. Tot pentru învățători a înființat Biblioteca Pedagogică, în cadrul căreia se tipăreau traduceri din literatura pedagogică prin casa școalelor, și totului Spiru Haret se datorează construirea peste 2000 de unități școlare între 1897 și 1910. De asemenea, Spiru Haret este cel care a înființat grădinițele de copii din România. El a încurajat concursurile de cărți didactice, susținând reviste ca Școala Română, Convorbiri Didactice, a creat școli de adulți și cantine pentru copiii săraci. În 1910, Spiru Haret se retrage atât din activitatea didactică, dar și din cea politică. În același an, publică la București și la Paris lucrarea intitulată Mecanica Socială, utilizând pentru prima oară matematica în explicarea și înțelegerea fenomenelor sociale. Spiru Haret a încetat din viață pe 17 decembrie 1912, la vârsta de 61 de ani. De aproape un sfert de secol, Spiru Haret este spiritul tutelar al universității care îi poartă cu mândrie numele și îi duce misiunea de modernizare a învățământului românesc mai departe, cu responsabilitate și onoare. Nume mare ale vieții științifice, culturale, educaționale și politice au urmat cursurile instituției haretiste, care a aderat la principiile înscrise în Magna Carta Universitatum, document semnat în 2005 la Bologna de președintele Universității Aurelian Ghebondra. Acțiunile instituției haretiste de aproape 25 de ani, printre care 10 de acorduri interuniversitare și înțelegeri bilaterale de tip Erasmus, atât de studiu cât și de predare, precum și numeroasele atestări ale performanțelor în domeniul resurselor umane, calității actului educațional și cercetării științifice, sunt dovada prestigiului dobândit, o dovadă de necontestat a menirii sale de promovare a valorilor învățământului, științei și culturii românești în spațiul universal.